Germanul Kevin Kravitz, actualul partener de dublu al lui Tecău la Roland Garros, a fost angajat ca vânzător într-un supermarket și plătit cu 450 de euro în timpul pandemiei de COVID. Mă face plăcere să joc cu Kevin. La stilul nostru de joc, când suntem într-o formă bună și la un potențial înalt, am senzația de pe teren că putem câștiga cu orice echipă. Singurul tenismen din istorie care și-a apărat titlul de dublu la Roland Garros, Kravitz era responsabil când cu raioanele de brânzeturi și mezeluri, când cu securitatea magazinului sau dezinfectarea coșurilor de cumpărături. Visăm măreți, visăm să câștigăm turneele astea la care participăm, nu doar să câștigăm câteva meciuri sau să facem niște puncte. Și e un sentiment plăcut să poți merge la turnee și să tragi pentru titlu. După ce a rupt parteneriatul cu olandezul Royer, Tecău nu a mai vrut să joace decât turneele mari, dar a avut noroc cu foști lider mondial ATP disponibil la începutul sezonului. Mai întâi brazilianul Melo la Australian Open și apoi germanul Kravitz, al cărui coleg a trebuit să se opereze. Ne cunoaștem din ce în ce mai bine și asta ne ajută să fim acolo unul lângă celălalt în momentele importante, ceea ce contează mult într-un turneu de Grand Slam. Vom încerca să ridicăm nivelul de la meci la meci.